Bună, dragii mei, ca Duhul Sfânt, Duhul Dumnezeului Viu, Duhul care l-a înviat pe Isus, Duhul Sfânt este magnific. Este mult mai mult decât noi ne putem gândi sau imagina sau decât putem vorbi. Pentru că este Dumnezeu, Dumnezeu personal în interiorul celor care în el cred cu adevărat, care cred din toată inima, cu tot gândul, cu tot sentimentul, din tot sufletul lor. E totul. Atunci când persoana crede cu adevărat, ea se dăruiește, ea asumă persoana în care crede că ca o, căsătorie ca o căznicie. În trecut era așa, o căznicie, persoana o asuma pe cealaltă. Pentru tot restul vieții, în boală, în sănătate, în probleme, fără probleme, în toate sensurile. În trecut căsătoria era așa persoanele se căsătoreau pentru că credeau și pentru că ele credeau se căsătoreau și atunci deveneau o singură carne, un singur trup și asta se întâmplă când persoana primește botezul cu Duhul Sfânt. Ea îl primește pe Dumnezeu însuși în interiorul ei propriul Dumnezeu cel preanalt în interiorul ei pentru a o ghida de acord cu voia Lui. Ce minunat! Aș dori eu să am cuvinte, aș dori eu să fiu ca un poet și să vă vorbesc asta în termeni poetici de poezie. Aș dori să am cuvinte pentru a putea convinge persoanele de ceea ce este Duhul Sfânt în noi. Cum sunt o ființă umană, un vierme, atunci rămânem limitați la acest trup, la această carne despre care Apostolul Pavel spune, îl numește de corp al păcatului pe care îl purtăm până la moarte. Moart până la moarte, nu? Până la promovarea noastră cerească. Dar cât timp noi suntem aici, noi ne străduim pentru a încerca să conducem persoanele la ceea ce Duhul Sfânt ne-a oferit. Atunci tu spui așa, Doamne, Domne Episcop, eu. Dor, aș dori să am Duhul Sfânt, eu doresc Duhul Sfânt. Este ceea ce eu vreau cel mai mult în viața mea. Și de ce încă nu s-a întâmplat? De ce încă nu s-a întâmplat? Dragul meu, draga mea, nu s-a întâmplat, întâmplat. Nu pentru că nu s-a completat, nu a terminat postului Daniel. Nu pentru că încă tu nu ai fost pe Muntele Sinai, nu. Nu pentru că tu nu ești în biserică, nu pentru că tu nu meriți, nu. Pentru că atunci când eu am primit Duhul Sfânt, de asemenea eu nu am meritat, nimeni nu merită. Imaginează-ți cum o persoană, un om, o ființă umană, un vierme, o casă de lut poate să îl primească pe Dumnezeul cel preanal, Creator, extraordinarul Dumnezeu, a tot puternicul în, în interiorul său. Este imposibil, dragul meu, draga mea. Totuși, Domnul Iisus spune, ceea ce este imposibil pentru noi oameni, e posibil pentru Dumnezeu. Totul este posibil pentru el și pentru cei care în el cred, nu care merită. Domne, episcop, atunci dăm secretul, sfatul. Uite, sfatul nu este al meu, nu. Sfatul este de la Dumnezeu însuși. El îți spune cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, ca să primești Duhul Sfânt. Uite, El spune așa. Atunci, mă vei căuta și te vei ruga la mine și eu vă voi asculta. Dar cum, cum, Doamne? Eu te-am invocat, eu mă rog, eu merg la biserică și Tu, Doamne, încă nu mai ai asculta, nu mai ai auzit. Atunci, aici el continuă să spună și mă vei căuta, ascultă cu atenție, mă vei căuta și mă vei găsi, mă vei căuta și mă vei găsi. Când? Când mă vei căuta din toată inima ta, cu toată inima ta. Când mă vei căuta cu toată inima ta, în alte cuvinte, cu tot sufletul vostru. Adică, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, înseamnă așa, eu trebuie să-L caut pe Domnul cu tot sufletul meu, în alte cuvinte, cu toată inima mea, în alte cuvinte, cu toată comoara pe care eu o port în inima mea, eu trebuie să o pun la o parte, să o las la o parte. Eu trebuie să renunț, să mă desprinde de comoara care este în inimă, fie mamă, fie tată, fie copii, fie lucrurile din această viață, cu ceriri materiale. Eu mi-aduc aminte, doar ca exemplu, pentru că este mărturisirea mea. Eu spun asta ca să încerc să ajut persoanele să raționeze, să gândească la propriile lor vieți. Înainte, ca să-l cunosc pe Domnul Isus, înainte de a-l cunoaște, eu aveam, deși aveam informații despre el, chiar așa, eu o aveam pe mama mea pe tatăl meu de asemenea. El de asemenea a fost foarte bun, m-a învățat să am teamă, m-a învățat să am teamă, teamă și am crescut cu teamă și o teamă foarte mare față de el. Dar mămica, mămica, mama mea, mama mea era Dumnezeul meu, fără ca eu să știu, ea era ceea ce eu valoram cel mai mult în interiorul meu, în interiorul inimii mele, era atât de mult, atât de mult, atât de mult, încât de fiecare dată când ajungeam de la școală sau din orice alt loc, primul lucru pe care îl făceam era să întreb, unde este mama? Unde este mama? Unde e mama? Astăzi este diferit. Când eu ajung acasă, îmi întreb unde este este. Soția mea dragă. Atunci, dragul meu, draga mea, inima noastră poartă comori. Și aceste comori, de multe ori, blochează, leagă, împiedică, fac persoana să rămână blocată în sentimentele ei față de Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește totul. Dumnezeu dorește ca noi să-L iubim, să-L căutăm, ca noi să-L considerăm mai mult decât pe mamă, pe tată, decât pe fi, decât pe frați, pe soție, pe soț, familie, mai mult decât tot, mai mult decât pe tot, 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 tot. Aur, bani, poziții sociale, aceste lucruri sunt nimic, e minimul. Dar acele persoane pentru care noi avem atât de multă afecțiune, apropiere, poate este, cum ta sau Dumnezeul tău. Eu eram așa. Atunci, a fost într-o zi în care am renunțat la această primă iubire, dragoste dintre care era mama, și l-am pus pe Domnul meu Isus pe primul loc. Eu am recunoscut. Atunci da, Duhul Sfânt a venit și mi-a revelat și m-a învățat cum aș putea să fiu liber de toate păcatele mele, inclusiv de idolatria mea personală, idolatria maternală, paternală. El mi l-a arătat pe Isus și Domnul Isus m-a acceptat. Hmm. Acum tu îți poți imagina bogăția pe care o purtăm și noi dorim să o oferim persoanelor. Încercăm să facem asta. Eu, cum deja am spus, mi-ar place să am cuvinte pentru a putea expresa, exprima ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar... Duhul Sfânt face asta, este El cel care ne convinge și dacă El nu te convinge să lași comoara ta la o parte, să lași comoara ta la o parte și să te lipești de fiul lui, atunci cine va putea face asta? Nimeni, nimeni. Acesta este un lucru foarte personal, este individual, dar este cum el a spus. Mă vei căuta și mă vei găsi și mă vei găsi când? când mă vei căuta cu toată inima ta. Toată. Toată inima ta. Totul e totul. Totul nu are nici puțin, nici un res ca să rămână pe din afară. Nu, e 100%. Dacă tu nu vei face asta, dragul meu, draga mea, tu vei continua să cauți, să cauți, să cauți. Să cauți și vei rămâne cu buza umflată. Este cum e zicala, cum zice zicala populară, vei nota, vei nota, vei nota și te vei îneca la mal. Ascultă cu atenție, aceasta este o decizie personală. Tu nu trebuie să-l întrebe preot, pe episcop, pe cine o fi. Este un lucru al tău. Comoara ta este acolo în interiorul inimitale. Tu, tu nu ai pus ca prioritate comoara cea mai mare ca tu să cucerești comoara infinită și veșnică tu trebuie să renunți la această comoară pe care o ai acolo în inima ta îți aduce aminte de aceea parabolă în care Domnul Iisus învață că împărăția lui Dumnezeu este precum un bărbat care a găsit o comoară într-un câmp și el foarte fericit a ascuns comoara, a fost acolo, a vândut tot ce avea, totul, totul, s-a desfăcut, a renunțat la tot și a pus toată investiția sa acolo pentru a cumpăra, pentru a avea acel câmp, după ce l-a cumpărat a avut pământul, atunci nu mai e nevoie să spun nimic dragul meu, draga mea, ca tu să cucerești acest câmp acest ren, acest câmp care este Duhul Sfânt tu trebuie să renunți la orice comoară pe care o ai în inimă, este clar asta pentru tine? E dificil de înțeles asta? Nu, nu e dificil de înțeles greu este să renunți la această comoară pentru că Persoanele în mod normal sunt mult mai lipite de țara promisă Decât de prezența lui Dumnezeu Ele vor prezența lui Dumnezeu Dar nu vor să renunțe la țara a promisă a Și nu merge oriuna oricealaltă da. Oriuna oricealaltă Ce dorește, da. Domne episcop, dar eu sunt bolnav, eu vreau să mă vindec da. E, atunci, eu, 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 e. Doent, eu atunci am Prima dată împărăția lui Dumnezeu Domnule episcop, vreau să mă căsătoresc prima dată în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei, dreptatea lui. Dar, domnule episcop, eu am necesități prima dată în Împărăția lui Dumnezeu. Pune totul, toate necesitățile tale, toate ambițiile tale, toate dorințele tale, toate visele tale, toate vanitățile tale. Ah, domne episcop, eu aș dori atât de mult asta cealaltă. Totul e totul pentru totul. Cum imaginează ceea ce tu ai de oferit lui Dumnezeu? În compensație, în schimb de Duhul Sfânt Tu nu ai nimic, cine are vreun lucru? Dar El spune aici cu claritate mă vei căuta, dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi, mă vei găsi când vei renunța la comoara ta care este acolo în inima ta. Iisus a zis, unde va fi comoara ta, acolo va fi inima ta. Atunci tu trebuie să iei comoara ta

este o comoară, e aurul curat, ca aurul pur curat al lui Ofir în vase de lut, care este inima noastră. Chiar așa, Duhul Sfânt este milos. Isus știe cine îl dorește. Cine îl vrea? Cine cu adevărat are sete să-l cunoască? El știe. Atunci, aceștia care au sete și foame după dreptate, care e Dumnezeu, care este Dumnezeu însuși, vor fi săturați. Ați înțeles? Ați înțeles? atunci puneți în practică. Nu are rost ca tu să înțelegi și să nu pui în practică. Nu are rost ca noi să înțelegem, să cunoaștem, să știm și să nu punem în practică. Un lucru este ca tu să știi, alt lucru este ca tu să pui în practică, să acționezi, să iei atitudine, să decizi cum are este acolo în interiorul tău, ce vei face. Duhul Sfânt are dorință mult mai mare să facă locuința sa în tine decât tu ai necesitate. Poți să-ți imaginezi asta? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și nu uitați. Veniți în căutare, cu sete să primiți Duhul Sfânt. Azi, la slujbe, mâine, la slujbe la locașul Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și ca Duhul Sfânt să ilumineze mintea voastră, ca voi să înțelegeți, să puteți urma vocea lui pe mâine. Mulțumită lui Dumnezeu!